нет сомнений, где ты? Мнимых сожалений поумерь, ты просто вышел навсегда. Моя теперь закрыта дверь. А помнишь, как все начиналось? Мы утопали в любви, были свидетели тайны. Голуби, голуби, я их не зову, я им не верю. О них подумаю, болит что-то слева, и я стою посреди разбитых дорог судьбы. Терялись в полете дальнем голуби, голуби. Платье цвета пепла в снах твоих, наверное, появлюсь и дам тебе себя вдохнуть. Как больно знать тебя наизусть. А может быть, проще в начало вернуться и переиграть. Как мало нам было надо друг друга не растерять. Я их не зову, я им не верю. О них подумаю, болит что-то слева, и я стою посреди разбитых дорог судьбы. Терялись в полете дальнем голуби, голуби. Geta Burlacu acum la O seară perfectă. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, draga mea! Eu vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat cu această piesă și vreau să vă mulțumesc. Așa e bine? Așa e bine, așa? Da. Așa. Ok. Așa. Eu deja îmi făceam griji că tu ai venit cu piesa asta nostalgică, melancolică, nu știu ce zic. Geta a intrat așa într-o perioadă, dar văd că e tot ok. Totul e ok. Mie mi se pare că... Știi cum există în Facebook inimioare, așa. Ok, și poți să apeși de câteva ori. Pe ok-ul meu poți să apeși de câteva ori. Serios? Da, exact, e ok. Această piesă, nu știu, mi se pare că mi se îmbracă exact ca o mănușă. Știu că vrei să mă întrebi despre mine sau nu e despre mine. Mie mi se pare că e o piesă absolut umană și poate fi despre oricine. Oricine poate să deschidă ușa și are voie să o închidă atunci când simte necesitatea să o închidă. Ai închis de multe ori? Uși? Cred că egal. Atâtea ori de câte ori am putut să deschid și am vrut să deschid, le-am deschis. Mie îmi vine întotdeauna foarte greu să închid ușile. Dar eu, deja făcând psihologie... Așa, doamnă, da, vă rog. Înțeleg că, de fapt, este doar despre mine și nu despre cei care se află după această ușă. Și cred eu că e bine să închizi ușile, dar este important să știi de ce le faci, pentru ce le faci și să iei niște concluzii, niște lecții de viață. Și eu cred că am luat mai puține lecții pe care le-am învățat și acum uite că mi se pare că am ajuns acolo unde mi-am dorit. Ai luat mai puține lecții în sens că n-ai învățat lecțiile? Exact, sau... exact. Nu am fost la toate lecțiile la școală și nu prea le-am învățat. Dar ai regretat vreodată că ai închis o ușă? Eu sunt om care... jumate-jumate. Eu pot să regret și peste 5 clipe să regret că am regretat. Și să-ți dai seama că nu mai regret nimic, exact, nu? Că apoi să regret că am regretat că am regretat.
am fugit de la o atestare, dar eu promit să o scriu data viitoare. Nu am putut să ratez așa o ocazie să vin aici la voi cu premiera acestei piese și vreau să mulțumesc pe Anastasia Bas, care într-o zi mi-a spus: eu am scris o piesă despre tine, pentru tine. Mie mi se pare că eu te cunosc un pic. Eu am răsfoit prin interviurile tale, eu am văzut pozele tale de 10 ani și eu mi se pare că vreau să-ți cânt această piesă. Tu după asta poți să nu mai vorbești cu mine deloc sau să o cânți? Și când mi-a cântat-o, când mi-a arătat-o, am zis că da, eu vreau să înregistrez această piesă și vreau să o cânt, vreau să o cânt peste tot, pentru că e o piesă frumoasă, foarte firească, deloc complicată. Și totuși e despre tine. Eu cred că da. Păi dacă a zis omul că să scrie ție despre tine, înseamnă că e despre tine? Da, da. Și vorbește în continuare cu ea, adică frica ei nu s-a adeverit? Nu, după aia mi-a scris încă o piesă care se numește Mam Niulitai. E o piesă, cred că, care va fi scoasă doar în concert, pentru că e o piesă foarte a mea și atunci când am înregistrat-o în studio, nici n-am dat-o la radio și nu știu dacă am să pot să o dau la radio, doar va intra pe CD, pe un CD care va apare nu știu când, peste scurt timp. Este vorba despre un proiect în limba rusă și cred eu că această piesă va apare doar pe CD și în concerte, pentru că este prea intimă și prea personală ca să fie auzită și la radiouri, în mașină sau, nu știu, în magazine. A, vrei să ții așa mai mult pentru tine, înțeleg. Nu, vreau să o audă doar cei care o să dorească să o audă și vor căuta-o. Interesant. Da, dar pe asta ai apucat deja să o înregistrezi? Pe asta am înregistrat-o chiar o săptămână în urmă. E o înregistrare tip acustic. După aia am arătat-o la Sankt Petersburg și au zis că vor să mai refacă. Pentru că aud acolo viori și aud acolo pian, improvizație și eu am zis că dacă oamenilor le place, dacă oamenilor de artă le place și vor să intervină, eu sunt foarte deschisă. De fapt, ca și întotdeauna, sunt foarte deschisă la colaborări. Ziceai despre acest proiect în limba rusă, va fi un întreg CD în limba rusă? Exact, va fi un întreg CD în limba rusă. Cât de confortabil te simți și în ce limbă? De fapt, că tu cânti în mai multe. În ce limbă ție mai... Eu cred că cel mai confortabil este să cânt în aceste două limbi, în română și în rusă. Așa. Și dacă e nevoie undeva în anchetă să scriu care este my native language. Așa. Eu întotdeauna scriu că am două limbi materne, este și rusa și română, pentru că am început să le vorbesc concomitent. Ba, o să-ți spun mai mult. Sincer, română am început să o vorbesc mai târziu decât rusa, pentru că o perioadă din prima mea copilărie am trăit în Rusia și acolo am vorbit mult în rusă, pentru că taică-mea vine dintr-o familie absolut rusofonă sau rusofilă, nu mai știu exact cum... De origine rusă. Să fie. Să fie. Exact. Și maică-mea, născută în Siberia, a învățat acolo și a mers și la grădiniță și la școală și la colegiu în limba rusă, deci... Cred că a fost așa, mai paralel și româna și rusa. Oricum, e de lăudat că aflându-te într-un cerc în care s-a vorbit mai mult rusă, ai învățat și română. Asta da, asta da. Și taică-meu, vorbitor de rusă, a zis exact așa, că trăim în Moldova și dacă maică-mea e moldoveancă, trebuie să vorbesc neapărat română și m-a dus la grădiniță. Când ne-am reîntors în Moldova, m-a dus la grădiniță moldovenească, apoi am plecat și la școala numărul 1 din orașul Bălți și Larisa Ivanovna Somoilova m-a luat de mânuță și a zis: vreau să fii la mine în clasă, și am avut un mare noroc de această, de această învățătoare. Dar revenind la limbi, ca să mai glumim așa puțin, cum crezi, în ce limbă e imposibil să cânti? Care îți pare cea mai necântabilă, nu știu cum să-i zic, cea mai imposibil de cântat limbă? Eu cred că nu există așa limbă. Nu? Nu. Eu cred, sunt sigură, că orice limbă este absolut frumoasă, pentru că orice limbă, în esență, în filozofia sa, are cuvântul dor, cuvântul mamă, cuvântul dragoste. Și că dor exact, doar în română și în portugheză. Ca și noțiune
de cuvânt, da, dar iar ca senzație, sens, da, ca sens, ca emoție, ca stare, există absolut și e foarte firesc și omenesc pentru toate popoarele din lume. Mm-hmm. Și unde există o vocală, crede-mă că se cântă. Se cântă. Mai greu unde sunt multe consoane. Ha, iese beatbox. Mai departe. Altceva, da. Și eu cred că omenirea a început mai întâi să cânte, să îngâne și apoi să vorbească. Și copiii, eu cred de fapt, că, exact, și eu cred că primele cântece care erau cântate erau cântecele de leagăn. Așa. Bun, să revenim la studiile tale un pic. Cum faci? Când te duci la ore? Când reușești? Când reușesc. Cam de la 1 până la 8 trebuie să reușesc măcar așa să vin și apoi să fug. Și vreau să-ți spun că cum ies din emisiune, imediat plec la ore, pentru că... Te duci așa frumoasă la ore? Nu, o să mă mai șterg așa un pic pe față, să nu zic că sunt prea narcisistă. Dar narcisismul, nu știu dacă în asta se măsoară, dar apropo, sunt mai indulgenți cu tine pentru faptul că te cunosc, că ești vedetă? Că... Nu știu, nu vreau să-mi pun această întrebare și nu vreau să caut răspuns. Dar... Sau când studiezi psihologie alături de oameni care studiază psihologie, deja un pic altfel oamenii. Eu cred că eu sunt printre vedete de psihologie acolo. A, da? Exact, da, da. Toți profii mei sunt niște oameni și profesori și profi, practicieni minunați. Și vreau să spun că e o atmosferă foarte și foarte caldă, prietenoasă și foarte a mea. Foarte bine mă simt. Acum chiar am venit de la terapia traumei, uh-huh, și acum avem prezentările colegilor mei. Terapia traumei, așa, exact, se numește, da, disciplina, exact, da? Da, psihoterapia traumei. Și au fost făcute niște prezentări de colegii mei, care au venit cu niște teste minunate, cu niște abordări frumoase. Și eu am venit aici, na, pozitivă, încărcată de lucruri frumoase și zic eu, mi se pare că eu, în afară de faptul că fac masterat, cred că fac și o psihoterapie gratis de grup, exact, uneori. Mie îmi place. Vă întâlniți cu toții și salut, eu sunt Geta. Am, nu chiar așa, nu chiar așa, pentru că oricum nu încurcăm terapia de grup cu prelegerile, dar... Îți place. E timpul pe care îl petrec și descoper multe lucruri și în psihologie, dar și în mine personal. Dar nu-ți fură asta din orele de cântat? Nu. Simplu. Nu. Nu, pentru că... pentru că mie nu mi se fură nimic din ceea ce tare, tare îmi place să fac. Ce pozitivă ești astăzi! Bun. Este perioada vinului, după cum văzusem și în acel reportaj. Struguri, vin... Da. Anul acesta, nu știu ce vroiai să mă întrebi, da, de să-ți spun eu ce vreau să spun. Scuză-mă că te-am întrerupt. Nu-i nimic. Dar mi-a venit ideea să-ți spun că în acest an noi am strâns o radă frumoasă, dar nu am făcut vin. Noi cine? Noi am făcut familia mea, dar noi am făcut compot și dulceață. Din ce? Din struguri. Din struguri? Mm. Păi și vinul? Și vinul. Vinul îmi este adus deseori ca și cadou. Bun. Îți place să-l primești, nu să-l faci? Deocamdată da. Mie îmi place să-l primesc, apoi să-l servesc cu cel de la, sau cea de la care îl primesc, mm-hmm, dar eu cred că încă nu am ajuns la vârsta când pot să-mi permit să fac un vin bun. Vinul vine cu vârsta? Mie mi se pare că un vin bun o să încerc să fac peste 10 ani. 10 ani, bun. Exact. Așteptăm primul vin semnat Geta Burlacu. Mulțumesc tare mult, Geta, pentru participare. Eu te cuprind și să știi că te iubesc și pe voi și toată echipa. Mulțumim!